Rezultatele proiectului de îmbunătățire a sistemului de transport public din Chișinău vor fi vizibile la sfârșitul acestui an, iar la începutul anului viitor, primăria va prioritiza fiecare componentă separat. Despre asta anunța primarul în exercițiu al capitalei Ion Ceban, care candidează pentru al doilea mandat. El a făcut precizare atunci când a vorbit despre proiectul Move It Like Lublin, implementat pe baza experienței acestui oraș polonez cu sprijin financiar din partea UE. Candidatul Partidului Mișcare Alternativă Națională la alegerile generale locale a mai menționat că în primul său mandat s-a făcut deja destul de multe în această direcție și a promis că modernizarea va continua cu planuri și mai ambițioase. Ion Ceban, care candidează pentru al doilea mandat de primar general al municipiului Chișinău, a declarat că în primul său mandat au fost implementate o serie de proiecte majore de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier, printre care a evidențiat modernizarea străzilor Creangă și Albișoara și achiziționarea a 300 de troleibuze și autobuze. Candidatul Partidului Mișcare Alternativă Națională a mai remarcat că benzile dedicate, care se întind acum pe 50 de kilometri, au dus la majorarea semnificativă a vitezei de deplasare a transportului public. Proiectul de transformare a sistemului de transport este implementat în cooperare cu administrația orașului polonez Lublin, a adăugat Ceban. Planul de mobilitate urbană la care lucrăm trebuie să revadă toate, absolut, lucrurile ce țin de mijlocit de transportul public, trafic, drumuri, străzi, transport alternativ. Deci este o abordare complexă și acest lucru îl facem cu Uniunea Europeană în cadrul proiectului Move It Like Lublin. Eu cred că rezultatele proiectului vor fi deja la sfârșitul acestui an, începutul anului următor, astfel ca să ne putem prioritiza pe fiecare componentă în particular. Menționăm că bugetul acestui proiect este de 3,5 milioane de euro, din care 3 milioane 250 de mii sunt contribuția Uniunii Europene sub formă de grant. Ion Ceban a mai remarcat că pentru a soluționa problema traficului este planificată extinderea străzilor Mesagerului, Albișoara, Mircea cel Bătrân și Industrială. Celelalte două componente sunt crearea parcărilor și gestionarea traficului de centrul de monitorizare a acestuia, care își coordonează activitățile cu Ministerul Afacerilor Interne. Ion Ceban va figura în buletinul de vot cu numărul 16.